Gândește-te numai că Sabina, pe care Andreea o detestă, cum e și normal, ca e o țărancă proastă, îți dai seama, cu părinții amândoi plecați aiurea la căpșunii Spania, e Sleeping Beauty. Și tu i-ai adus exact aceeași rochie pe care o să poarte și Sabina la sărbare. Asta doar ca să-ți faci așa o idee. Adică o să poarte exact rochia pe care o să poarte țăranca aia de Sabina. Mie nu mi se pare așa grav. Ba, e foarte grav. Pentru că tot spectacolul, mă rog, dansul ăsta lor, coreografia, are la bază un fel de întâlnire dintre Albă ca zăpada, Sleeping Beauty, Mulan, cenușă rasa și Belle din Beauty and the Beast. Și nu se poate să ai două Sleeping Beauty în același spectacol. Eu nici nu o să fie dacă face Madame Preș cu rochie de Albă ca zăpada. Da, dar problema este că tu nu ai fost atent la ea atunci când ți-a zis. S-a trimis și prin SMS. Mie mi-a scris să-i cumpăr o rochie de Albă ca zăpada de la magazinul Disney. Păi da. Păi da ce? Mi s-a părut că asta sticlam arată mai bine și poate să treacă la fel de bine drept rochie de Albă ca zăpadă. Mă, dar tu n-ai văzut filmul, n-ai văzut că e galbenă? Dar tu ai citit cartea? Ai citit Frații Grimm? Scrie cumva acolo undeva ce culoare avea rochia? Mă, dar tu nu... Bine că te iei după Disney. Mă, dar tu nu înțelegi că despre personajele astea din Disney, spectacolul lor? Eu ăla n-a respectat deloc povestea. De unde au apărut piticeia dansatori și prințul l-a insipit cu față de Ken? Mă, dar tu nu înțelegi că despre personajele astea din Disney, spectacolul lor, care e legătura cu Frații Grimm? Ce, Mulan a fost scrisă de Frații Grimm? Eu nu spun că n-ai dreptate, dar încearcă și tu, fă un mic efort acolo să o asculti și pe ea, că nu doare! Că nu e vorba că rochia nu-i frumoasă, dar intră în contradicție cu celelalte colegi ale ei.